Bun găsit, dragi prieteni, sunteți în Arenă, eu sunt Mihai Molocea și vă invit să rămâneți alături de noi pe pagina de Facebook Arena pentru cei care ne urmăriți în online și pe televizoare pentru cei care ne urmăriți pe Info HD. Din fiecare colț al județului puteți urmări această producție prin intermediul televiziunii județene Info HD și vă invit să rămâneți pentru că subiectul este de interes pentru tot județul Hunedoara. Discutăm despre situația la zi, atât administrativă, dar și din punct de vedere social a județului Hunedoara, pentru că alături de noi avem un om care înțelege, să zic așa, fenomenul, e de mult timp în zona asta și cu care putem vorbi deschis. Este vorba despre consilierul județean în Consiliul Județean Hunedoara, domnul Dorin Ioan Popa, căruia îi mulțumesc că a intrat în Arenă. Bine ați venit la noi! Mulțumesc și eu pentru invitație. Salut cu această ocazie pe toți ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur că sunt din nou împreună cu dumneavoastră, un om cu care am avut multe puncte comune și sper să pot veni ori de câte ori mă veți invita. Da, ne leagă multe amintiri astăzi de pe poziții diferite, nu o să ne menajăm, cu toate că, uite, profit de ocazie să vă urez la mulți ani din partea mea și a tuturor celor care ne urmăresc, pentru că, uite, așa ne aduce viața împreună în momente fericite pentru dumneavoastră. În 7 martie e ziua de naștere și atunci se cade să vă urăm la mulți ani din partea noastră, redacția Arena, și a tuturor celor care ne urmăresc. Mulțumesc că, uite, al doilea an consecutiv când îmi petrec ziua de naștere cu dumneavoastră și cu telespectatorii dumneavoastră, mă bucur foarte mult că pot să fiu aici prilejul acestei sărbători. Așa s-a întâmplat și anul trecut, la fel, că tot așa s-a făcut de ziua dumneavoastră, în 7 martie eram în emisiune. Exact, întâmplător și da, cred exact. Că și anul acesta întâmplător. Exact, n-a fost nimic programat, dar eu repet cu atât mai mult. Invitația mea s-a făcut-o de săptămâna trecută și uite că s-a întâmplat să, până la urmă să facem asta. Să ne vedem acum, exact, dar așa cum spuneam, n-o să vă menajez pentru că vom aborda subiecte cât se poate de serioase și de pertinente, care dau bătăi de cap județului Hunedoara. Dumneavoastră ați făcut mult timp politică și administrație aici la nivel local și la nivel județean. Ați mai fost în Consiliul Județean Hunedoara. Acum 20 de ani eram tot la Consiliul Județean Hunedoara. Ei, uite așa, un arc peste timp pe care l-ați făcut. Și cred că putem trage niște concluzii sau putem identifica niște cauze vis-a-vis de situațiile pe care le întâlnim astăzi. Și vreau să vă aduc în vedere anumite probleme, niște date relevate în urma recensământului. Se pare că județul Hunedoara este pe locul 2 în topul celor mai îmbătrânite județe din țară. Atenție, după Teleorman. Avem populația cu cea mai mare vârstă din țară. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Din păcate, situația asta este neplăcută și nu ne putem lăuda cu acest aspect, dar oarecum sunt motive, sunt cauze pentru care am ajuns aici. În primul rând, nu avem universități foarte mari în județul Hunedoara. Orașele sunt orașe monoindustriale care, pierzându-și în timp industria, am ajuns în situația în care nu tinerii nu mai au unde să se angajeze la nivelul pregătirii lor, la nivelul pentru ce au învățat. Și atunci aici așa foarte mulți tineri pleacă din județul Hunedoara, pleacă din orașele județului Hunedoara și merg spre orașe mai mari, universitare, cum ar fi și sunt în jurul nostru destul de multe, Clujul, Timișoara, aceste localități se populează, crește Trebuie populația. Trebuie să recunoaștem că există atitudinea asta în rândul tinerilor. Cei care nu reușesc să plece, pare că au eșuat. Cei care rămân aici, doamne, nu prea faci mare lucru. Cam asta e atitudinea, toți vor să scape, să evadeze din județ și asta e și cauza la ceea ce se întâmplă. Rămân părinții, rămân bunicii și dau, iată, această nuanță. Gândiți-vă că județul Valea Jiului face parte din județul Hunedoara, acolo a fost
multe locuri de muncă în sectorul minier, multe s-au închis și sigur că atunci populația migrează spre alte zone și migrând populația tânără care a migrat acum 10-15 ani, sigur, la rândul lor s-au născut copii în alte județe, da, în alte localități. Spuneați că s-au închis cumva locuri de muncă în anumite zone ale județului și acum, ca să reprezint și reversul medaliei, sunt oameni care ar veni și ar spune: domnule, dar sunt o grămadă de locuri de muncă neocupate astăzi, chiar și în orăștie ne confruntăm cu o criză a forței de muncă, cam la fiecare loc, așa vezi pe geam, angajăm. Și ar putea veni unii să spună și treaba asta, dar din nou, ca să completăm în virtutea realității și a lucrului cum stau ele de fapt, vorbim de locuri de muncă foarte prost plătite. Foarte prost plătite. Așa cum spuneați dumneavoastră, care nu satisfac cerințele pregătite. Exact. Tinerii nu mai vor să lucreze în industrie, în locuri de muncă cu muncă brută. Sigur, vor ceva la nivel de informatică, la nivel de tot ce e nou acum pentru ei, asta interesează. Nu vrea nimeni să mai facă tâmplărie, nu mai vrea, că acum, uitați, în Orăștia a venit o firmă de tâmplărie. No, câți mai sunt dispuși să lucreze în zgomot, în praf, în condiții din astea? Acum depinde și de ce sumă vorbim. Că, să vă spun ceva, și peste granițe au fost plecați și sunt plecați oameni care n-au mai fost dispuși să lucreze în țara aceste meserii, dar au dezvoltat foarte bine acolo pe alte sume. Corect. Acum și credeți că în Orăștie vin societăți sau întreprinzători care vor să dea salarii foarte mari? Nu, fiind... Din păcate nu, așa este. Și atunci rămânem cu industria care mai, mă rog, mă refer la injecție mase plastică, la, știu eu, în domeniul tâmplăriei, mai sunt ceva, și muncitori în comerț. Deci, practic, spuneți că mediul ăsta local, și nu doar că spuneți așa, și este cumva, nu reușește să dea oferta reprezentativă pentru tinerii care merg să se specializeze în alte părți. Exact. Unde și atunci se întoarcă și majoritatea nu se mai întorc. Tinerii, da, se mai nasc încă în Orăștie, dar după ce absolv 12 clase, pleacă la specializări în centri universitare, după care nu mai prea au la ce să se întoarcă în Orăștie. Da, aveți cumva și experiență, să zic așa, prin prisma faptului că sunteți tată a două fete care sunt exact în perioada asta, în care își pun întrebările: ce fac de aici înainte? Se gândește vreuna dintre ele să se întoarcă înapoi în Orăștie? Nu cred. Și dacă ar zice așa ca să-mi facă mie plăcere, cred că în adâncul sufletului lor nu cred că se gândesc să mai întoarcă. Și nici nu le putem forța și nici nu avem niciun motiv ca să facem lucrul acesta. Le-a sfătuit să se întoarcă în Orăștie? Așa, observând, sau în județul Hunedoara? Da, dacă lucrurile o să meargă în modul în care se desfășoară acum, nu prea am de ce. Dacă vedem un reviriment, atunci aș putea, dar deocamdată nu se vede acest reviriment. Am înțeles. Este o statistică dură, aceasta despre care am discutat noi mai devreme. Județul Hunedoara pe locul 2 în topul celor mai îmbătrânite județe din țară, după județul Teleorman. Da, cu o medie de vârstă de 45,5 ani. Sunteți practic la a doua jumătate a mandatului. Am zis că discutăm așa în continuare despre situația județului. Mai avem o situație anomalică aici în județul Hunedoara. Avem cea mai mică comună din țară. Am fost vedete așa pe toate posturile, da, naționale de televiziune. Comuna bătrână, cu 88 de locuitori. 88 de locuitori. Chiar am și zis că e foarte relevant și numele comunei și situația. E chiar Hunedoara bătrână. Cam ăsta e, da. Asta e concluzia pe care o putem trage. Cum vedeți dumneavoastră situația acestei comune sau... Păi și nu e vorba numai de comuna bătrână, asta e exemplu maxim care există, dar în general comunele sunt și ele depopulate, au o populație tot mai puțin numeroasă
Și sigur, mi se pare că trebuie să se facă o reformă administrativă ca comunele acestea să treacă pe lângă municipiile sau orașele. Să formăm așa mici metropole, să zicem. Da, păi gândiți-vă, no, comuna bătrână, acolo este un primar, ca și da, la Orăștie sau ca și în Deva, un viceprimar, este un consiliu local, este o secretar acolo la primărie, mai este câteva posturi, vă dați seama că jumătate din populație lucrează să se administreze comuna, nu? E o prostie, nu? Așa este. Da, uite, acum vorbim în extremă de comuna bătrână, 88 de locuitori, dar avem și aici aproape. Uite, comuna Balșa are 700 și puțin de locuitori. Și asta Mărtineștiul. E, Mărtineștiul la fel, da. Exact. Da, comune sub 1000 de locuitori care... Bun, acum Balșa e un pic mai îndepărtat. Poate peste mână să vină cetățenii comunei Balșa la primărie, la Orăștie. Dar se pot face puncte se pot face, sigur, sigur. Dar Mărtineștiul aici așa la câțiva kilometri de Orăștie. Mă rog, lucrurile astea s-au discutat și se discută de mult timp, dar vedeți că cu inerția lucrurilor și bun, sigur, niște posturi care... Cinstite niște lucruri, că ziceți pe bună dreptate că s-au discutat și se discută de mult timp, dar cam așa, pe la televiziuni, prin medii mai neoficiale, în ședințele Consiliului Județean, se abordează sau se discută aceste probleme? Nu a fost puse pe ordinea de zi. Acolo discutăm problemele care se pun pe ordinea de zi și nu reforma administrativă a statului. Păi nu știu, la diverse, până la urmă, trebuie să ridici niște semne de întrebare. Dom'le, ce se întâmplă? Uite, suntem județul cu cea mai îmbătrânită populație sau pe locul 2. Ce facem? Avem, uite, comunele astea mici, ce facem cu ele? Avem situația tinerilor care pleacă din județ, ce facem cu ei? Acolo, practic, e mediul decizional și mi se pare că tocmai acolo se discută mai puțin. Că aveți dreptate, da, ele se discută problemele astea, dar prin alte medii. Prin alte medii, da. Deci, sigur, atâta timp cât nu este o strategie coerentă, nici la nivelul județului, nici la nivelul localităților, o strategie pe termen lung, se fac doar lucruri care se de strictă necesitate, că se fac lucruri. Da. Și bugetele sunt din ce în ce mai mari și chiar pot să fac o comparație, de exemplu, când eram acum 20 de ani consilier județean, bugetul de astăzi e undeva de 3, aproape 4, 3 ori jumate, 4 ori mai mare decât acum 10 ani. Sigur, există și inflația, dar raportat, de exemplu, la un curs valutar, e cel puțin de 3 ori mai mare bugetul. Și problema e că foarte mult din bugetul Consiliului Local se îndreaptă pe salarizare, spre cheltuieri de personal. Și atunci, anul acesta și încă următorii ani va mai merge să funcționeze așa, deoarece vin foarte mulți bani din fonduri europene, din bani europeni. Dar în momentul în care nu o să mai vină acest bani, noi ne-am dimensionat personalul și bugetul pentru cheltuieli de personal și pentru alte cheltuieli din astea de funcționare, pentru acest flux financiar. Pentru acest flux financiar, pentru că investițiile, că nu, ne lăudăm. Și anul acesta, jumătate din bugetul Consiliului Județean este băgat în investiții. Dar jumătatea aia vine de la PNRR, de la POIM, Angel Salini sau așa. Da. Așa. Bun, când o să mai fie... Mă rog, un Angel Salini poate o să mai fie, dar nu o să mai fie PNRR-ul, da? Care sunt multe, multe zeci de miliarde care vin în România, atunci, practic, tu rămâi din bugetul total să vezi că ai doar cheltuieli de funcționare. Și atunci foarte, o să ne gândim... Foarte pertinentă această remarcă. Nu știu cât se gândesc așa în perspectivă să previzioneze și astfel de situații, dar cam așa... Va fi. Deci acum e bine. Exact. E bine pentru că ai bani de investiții, chiar se fac și în județul Hunedoara, se fac lucruri
spectaculoasă. Uite, cum vorbeam de culoarul Mureș-Nord, de 78 de kilometri, care anul acesta se vor finaliza, 78 de kilometri de șosea care leagă zona de la granița... De la Brad, pe Valea Mureșului... Pe Valea Mureșului, de la graniță cu județul Alba până la Brănișca. Prin comunele Gioagiu, Rapolt, Roi, Bârsău, s-o și terminat zona, s-o și recepționat. Rău, da. Deci de la Bârsău până la Brănișca e deja dat în folosință. De la Bârsău la Gioagiu se lucrează, acolo au fost și niște lucrări din astea de excavare pentru ca niște artefacte istorice pe acolo trebuie să urmai lungi, că altfel era gata. Deci se termină anul ăsta culoarul Mureș-Nord? În iunie ar trebui să termine, să fie terminat culoarul Mureș-Nord, ce 78 de kilometri pentru un... E un exemplu de bună practică proiectul ăsta în ce privește construcția lui și modalitatea în care a decurs, pentru că mi se pare că constructorul, nu știu cine e acolo, dar a mers bine. Un dacă constructor austriac, dar merge bine și șoseaua, chiar am circulat zilele trecute pe drumul ăsta care s-a inaugurat de la Bârsău la Brănișca și chiar ok și partea asta la întâi asfaltată, o parte din ea până pe la Uroi, dar încă nu sunt marcate, nu strasate, dar lucrurile se mișcă bine. Partea de la după acest proiect de la Gioagiu la Gioagiu, băi, dacă ați fost ați văzut cum arată șoseaua acum, mai se lucrează la legătura dintre Balșa și București-Brad. De așadar, iată niște investiții și proiecte, cum spuneați dumneavoastră, spectaculoase, care sunt posibile datorită acestor finanțări puternice care vin de la Uniunea Europeană. Acum, trebuie să recunosc că pe valul ăsta de a investi, de a finanța, de a face, eu am văzut și destul de multe anomalii, să zic, pentru că nu știu dacă nu și la Bătrâna vorbim de proiecte de pistă de biciclete câștigate, dar dacă nu, uite, avem la Balșa proiecte de pistă de biciclete, care, na, sunt bani, cum au zis și primarii, domnule, sunt bani care vin, de ce să nu-i accesăm, să facem? Dar acum te întreb care e și utilitatea la propriu a acestor. Asta e un exemplu. Dacă pistele astea de biciclete se vor lega până la urmă, nu contează că se face la Balșa, așa că de la Orăștie la Balșa să mergi cu bicicleta va fi o plăcere. Important e să se facă și până acolo, să lege. Este chiar un proiect pe zona 5 Vest, pe județele Caraș-Severin, Timișoara, Hunedoara și Arad, unde să fie o pistă de bicicletă care să lege județele acestea, bine, în studiu. Dacă această rețea, ar fi interconectată, exact, atunci... Păi, în timp, da, eu sper să realizeze lucrul acesta. Și atunci, așa, asta ar fi un plus pentru ca... cum se lucrează acum foarte mult online, da? Ca tinerii să poată să se așeze cu domiciliu, cu familia și în comunele din județul Hunedoara să lucreze de acolo. Au o pistă de bicicletă, au niște drumuri bune, îs lucruri plus valoare care merg în sensul acesta și care poate să la un moment dat să conteze în economia jocului. Da, aș întreba... unde greșim atunci? Pentru că, iată, vorbim despre foarte multe și mari investiții necesare, oportune, dar cu toate astea, județul se depopulează, tinerii nu rămân aici. Păi, astea sunt tot ce v-am exemplificat, sunt niște investiții pe termen scurt care pot aduce plus valoare, cum am zis, dar totuși trebuie gândit cum să-i aducem pe tinerii ăștia, că ei nu... care lucrează mediul online, da, hai să zicem, care pot să lucreze. Și probabil și asta va fi în viitor cât mai mult, o pondere cât mai mare va avea, dar trebuie gândite niște structuri din astea în care să încerci să aduci firme cu potențial mare și din domeniul modern de economic. Da. Este și vreau să atrag atenția aici, este și multă
politică la mijloc aici, în județul ăsta se face multă politică și îmi vine acum în minte, n-aveam pregătit mesajul ăsta să-l citesc în emisiunea asta, dar o să-l citesc, un tânăr de 20 de ani într-un context recent al zilelor noastre de aici din oraș, îmi scriu următorul mesaj și chiar mi se pare foarte relevant pentru discuția pe care o avem. Se duce țara asta fix la naiba, se miră de ce copiii buni aleg să părăsească țara sau domiciliile. O groază de vârsta mea, suntem la facultate, ne dăm interesul să ne formăm un viitor mai bun, dar nu ai cum când politicienii ăștia, în loc să ne susțină și să se implice în dezvoltarea noastră, se axează pe nepotisme, furăciuni și alte mizerii. Cam asta e mesajul unui tânăr de 20 de ani și cumva vine, uite, și în completare următoarea informație. Județul Hunedoara pe primul loc în topul județelor cu cei mai mulți bugetari. Vorbim aici doar despre funcționarii publici. Cum ziceați dumneavoastră mai devreme, scheme încărcate. S-au umplut aceste organigrame, s-au supradimensionat și... Acum să mă ierte Dumnezeu, dar știm cum se supradimensionează aceste organigrame la stat și cam care sunt luptele oamenilor pentru a ajunge în astfel de funcții și uite că generăm astfel de statistici. Pentru că cei care sunt acolo în vârful piramidei și fac legile și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, acolo unde toate astea sunt legiferate. Adică nu poți să faci organigramă cum vrea fiecare comună, ai un număr maxim de. Da. Bun. Cine este și face aceste legislații în domeniu nu prea știe ce se mănâncă lucrurile. Și atunci vedeți și la noi la Orăștie, aveam atâtea discuții, dacă vă aduceți aminte, în Consiliul Local. Sunt sectoare la primărie unde nu se justifică 3-4 persoane să lucreze, să nu facă nimic. Nu. Și în alte zone unde chiar e nevoie. Da, acolo sunt supraaglomerați, mai ales cei din front office, vorbesc taxe și impozite, unde toată ziua ai de-a face cu oamenii, acolo chiar săracii nu mai pot nici să respire. Și nu, deci cei care ar trebui lăsați cei din administrație să decide mai mult, să aibă o marjă de decizie mai mare la nivel local și să nu mai fie impuse anumite restricții. Sigur că se pot să nu se ocupe toate funcțiile din organigramă, dar credeți-mă, cum lucrurile în politica de astăzi, cum se desfășoară, toată lumea are interesul să-și mai bage pe acolo câte o cunoștință, câte o... Da, și uite că interesul ăsta funcționează cel puțin în județul Hunedoara, pentru că suntem pe primul loc în topul județelor cu cei mai mulți bugetari. Vorbim aici de funcționari publici, 5,55 la 1000 de locuitori. Mie mi s-a părut puțin când am văzut prima dată, îmi spun atâția, dar după am văzut informația completă, e vorba doar de funcționari publici. Aici că mai sunt decadrat și persoane alte, cu cadrate contractual. Exact, și structurile MAI și structurii, exact. Alte tipuri de structuri unde numărul de bugetari ajunge să fie mult mai mare la 1000 de locuitori în realitate. Cu toate astea, vorbim despre niște salarii mari în sistemul bugetar, undeva la 30% aproximativ mai mari decât cele din mediul privat. Nu decât media pe economie. Decât media, exact. Da. Și în continuare vorbim despre un județ sărac. Iată, avem și undeva, cred că cele mai mari pensii din țară după București, dacă stăm la statistică, cam da, asta era informația pe care... miniere. Da, cu pensiile din Valea Jiului se ridică acest standard și avem cele mai mari pensii din țară, iată, mulți bugetari cu venituri mari, dar populație săracă. E acest contrast. Pentru că, spre deosebire de cei din mediul bugetar care au salarii cât de cât decente și și mai bine organizați cu sindicate și așa mai departe, vedeți și în Orăștie, sunt oameni chiar sărmani care trăiesc cu salariu minim sau cu salarii până în 2000 de lei și acolo chiar nu e plăcut să gândim cum trăiesc acei oameni. Nu. Da, e greu de înțeles, trebuie să vă spun că am avut o experiență recentă, nu mai credeam,
Mă gândeam că mai sunt salarii minime așa pe economie, dar în puncte așa răsfirate diverse, dar nu. E o chestiune la ordinea zilei și dacă nu-i minimul ăla de 1550-1600, astea cu 1800 chiar sunt la ordinea zilei și ca să ajungi la 1800 trebuie să ai și un pic de experiență mai exact. Nu e așa din prima banii ăștia și mi se pare foarte, foarte trist. E greu de înțeles. Uite, de unde vine sărăcia? Cred că sunt mai mulți ăștia pe minimul pe economie decât bugetarii ăștia. Că restul 5,5 la mie bugetari în județ, dar restul de 950 exact. 55 la 995 poate în zona aia la limita da, subsistenței. Din păcate și vedeți cu inflația care e acum, mergi la un magazin, un supermarket cu 400 de lei ai pe fundul coșului, no, gândiți-vă că cei cu salariu minim merg de 3-4 ori la un supermarket, ar putea merge, că de fapt după ce îți plătești utilitățile, că și astea s-au scumpit, după ce îți plătești telefoane, facturile care le ai cu întreținerea, ce mai rămâne pentru... Deci, mai aveți și ce mai mănânci, știi, din ce mai exact. Rămâne. Din păcate asta cu ce mai mâncăm a rămas la coada priorităților pentru români și pentru orăștieni, trebuie să recunoaștem că e un mediu economic foarte, foarte fragil. Am spus-o întotdeauna. Sunteți în Consiliul Județean în a doua jumătate a mandatului, așa cum spuneam. Deja cred că vedeți lucrurile destul de clar și v-ați implicat în multe proiecte, mai ales cele care țin de municipiul Orăștie, fiind de aici, din zona noastră. Aș vrea să vorbim puțin despre proiectele pe care Consiliul Județean le implementează la această oră în municipiul Orăștie și trebuie să recunoaștem că ele sunt câteva. Sau vin niște bani din zona aia spre municipiul Orăștie. Da, și e normal să vină și spre Orăștie, pentru că foarte mulți bani din bugetul Consiliului Județean merg și spre alte localități. Și Orăștia e singurul municipiu din județ care nu primește bani la echilibrare de la Consiliul Județean. Și atunci e normal să existe proiecte. Da, singurul încă municipiu. Că o să exact. Mă rog, mai puțin Deva, care e reședință județ, dar în rest e singurul municipiu care nu primește bani din echilibrare și atunci sigur că ar trebui să existe o compensare și compensarea asta există pentru că obiectivele care, proiectele care se desfășoară acum din banii Consiliului Județean pentru Orăștie sunt, după cum știți, Muzeul Civilizației Dacice, fostul spital vechi unde se va face un muzeu, acolo toate fondurile sunt de la Consiliul Județean. Cofinanțările, că înțeleg că e totuși un proiect pe fonduri europene, dar partea de cofinanțare care e și aia destul de semnificativă și o asumă Consiliul Județean Hunedoara. Da, în jur de 16 milioane, da, 116 milioane de lei, cred că e valoarea întregului proiect. Uh-huh. Un alt obiectiv care se realizează în Orăștie, da, într-un parteneriat și care pot să zic că am avut și o contribuție, chiar dacă contribuția mea a fost uitată, e vorba de Casa de Cultură, renovarea Casei de Cultură și construirea unei noi săli de spectacole. Eu mi-amintesc momentul ăla în care vorbim era în 2014, exact, da, era viceprimar. Da, și președintele Consiliului Județean era Mircea Ioan. Da, și de acolo au pornit discuțiile. Da, păi fiind om din Orăștie, din zona noastră, tot îl împungeam așa, domnul președinte, păi hai să facem ceva și pentru Orăștie, să nu era Orăștia sau este și acum să zicem. Păi cu asta era atacat, de fapt, președintele Consiliului Județean de la vremea aceea, că n-a făcut nimic pentru Orăștie. Și eu mi-amintesc chiar momentul, într-o emisiune a făcut această promisiune și a zis, da, spuneți asta că n-am făcut pentru Orăștie, uite, Casa de Cultură
Asta e promisiunea mea pentru orăștieni. Discuțiile le-am avut înainte, chiar era o ședință pe aici, pe la Orăștie, și după, la un pahar de vorbă, atunci am discutat cu președintele și am zis, bă, uite, asta trebuie făcută, pentru că starea sălii de spectacole de la Casa de Cultură de acolo era într-o deplorabilă, deplorabilă și mă rog, Orăștia, oricum era, ziceam, capitala culturală a județului, nu? Și am zis, ne plăcea nouă să spunem. Ne plăcea nouă să spunem și am zis, haide să facem ceva în domeniul ăsta. Sigur că de atunci s-au întâmplat multe, s-a uitat și cine a inițiat chestia asta și cine a fost președinte, lucrurile nu contează, bine că lucrurile se realizează, nu mai contează, nici nu aștept să mai mă pomenească cineva pentru chestia asta. Fie și mai greu, că uite, aici vorbim despre un proces care a durat aproape 10 ani de zile. Adică în anul 9 s-au început lucrările. Da. Că până atunci s-a tot făcut acest lucru. Anul de timp 8, cred că, da? Din 2014, anul trecut. Da, da. Anul 8, așa. Da. Până atunci s-a tot mutat acest proiect. Știu că atunci cu mare vâlvă, așa, s-a făcut transferul către Consiliul Județean Hunedoara, care a zis, gata, noi facem obiectivul ăsta, după care s-a cedat din nou municipalității, după care s-a făcut din nou o asociere între licitațiile și recepții se vor face de Consiliul Local și doar partea financiară va fi responsabil Consiliul Județean, deci oarecum lucrurile sunt în grada primăriei, ceea ce e foarte bine, că mă rog, avem oamenii din primărie, primar, au tot interesul să lucrurile să iasă ca lumea, mai interesați decât ar fi cei de la DEVA. Și avansează lucrările. Da. Uite, eu sunt curios dacă are vreo relevanță faptul că ai sau nu ai reprezentanți în Consiliul Județean din zona respectivă. Adică dumneavoastră, ca un om din 33 de consilieri cât sunt acolo, da, și puteți trage foc la oala dumneavoastră? Păi, sigur că putem ridica problema. Contează. Și pentru anul trecut tot timpul am insistat pentru, de exemplu, pentru drumul de la Orăștie la Costești. Anul ăsta s-au alocat vreo 23 de miliarde pentru refacerea drumului, că normal, pentru reparații. Pentru reparații, da. Deși acolo se tot discută, uite și acolo, despre un proiect major care să-i refacă toată structura și să fie, na, un... Da, până la urmă sunt niște obiective de interes național. Așa alături de castelul de la Hunedoara, cetățile dacice sunt obiective care atrag mult turiști, atunci sigur că trebuie să investești în zona unde există potențial turistic. După chestia asta se vor dezvolta și structuri de cazare și așa mai departe. Da, vorbind despre influența pe care o puteți avea în Consiliul Județean la propriu, știu că la un moment dat chiar v-ați exercitat-o așa cu patos, dar vis-a-vis de o problemă foarte pertinentă cu care se confrunta și cred că încă se confruntă județul Hunedoara. Ați punctat nevoia susținerii masive a sistemului sanitar în județ. Adică ați pus degetul pe rană în cele, da, acum, mai simple cuvinte. Ce e mai important decât sănătatea populației, nu? Și atunci, când vezi că se investește foarte mult în tot felul de lucruri importante, dar din punctul meu de vedere, primordial ar fi sănătatea. Cu oameni sănătoși, cu minte sănătoasă, faci lucrurile să meargă bine. Și atunci se investește, într-adevăr, masiv, că de Consiliul Județean aparțin Spitalul Județean de Urgență din Deva, aparține sanatorul din Gioagiu, sanatorul din Brad și acum chiar se fac demersuri pentru a prelua și spitalul CFR din Simeria. Sigur că bugetul Consiliului Județean nu permite să faci peste noapte lucruri extraordinare, dar încet, încet, și acum, uite, de exemplu, anul acesta s-a inaugurat la secția de cardiologie, se vor face, este un angiograf, unde se vor putea face intervenții de urgență. Știți că acum, dacă, Doamne ferește, vreun cetățean, un om face infarct, este trimis la Timișoara să îi se pună stenturi. Acum avem și la
cardiologie în DEVA, 10 paturi pentru intervenții în astea de urgență, unde se vor putea monta stenturi. Deocamdată, sigur, investițiile, vedeți, le facem, le arată bine spitalele și din ce în ce mai bine. Exact, dar mai este o problemă, problema factorului uman a medicilor care deservesc spitalele. Chiar a fost o discuție la fel de aprinsă, care a ajuns până la vârful Consiliului Județean Hunedoara, vis-a-vis de această situație a factorului uman, a modului în care aceștia reușesc să empatizeze cu problemele pacienților. Asta e una, dar nu e ai. Sigur că putem discuta și de... Aduc în discuție aici episodul acela pe care eu vreau să îl salut cumva sau să felicit atitudinea președintelui Consiliului Județean, în care a mers efectiv acolo în Spitalul Județean de Urgență din Deva și a stat ca un deghizat, așa, ca un pacient normal, să vadă prin ce trece un pacient care ajunge, un om simplu, da? Care ajunge la spital. Și de acolo s-au încercat niște măsuri, s-au luat niște măsuri. Da, s-au luat. Problema că nu există. Nu există medici care să-și dorească să lucreze în urgență. Acolo este un segment foarte, foarte solicitant, un sector de medicină care este foarte solicitant și nimeni nu, toată lumea vrea să plece de acolo. Acum, indiferent... Și la Orăștie cumva e la fel, că și aici ne confruntăm cu aceleași probleme. Și aici sunt aceleași remarci. Da, mulți pleacă, uitați-vă, pleacă medici din urgență să fac medicină, să facă medicină de familie. E mai ușor. Și atunci, oricâți bani sau au salarii bune, au salarii mari medicii din urgență. Cu toate astea, uitați, avem deficit în Călan, s-a închis urgența pentru că nu sunt suficienți medici ca să poată face gardă continuă. În urgența din Deva este penurie de medici, au ajuns să facă directorul spitalului gărzi la urgență și alți medici când nu... Și aici la Orăștie sunt probleme cu personalul medical, acum nu știu dacă chiar la urgență, cred că acolo cumva stăm bine, dar sunt alte secții în care e chiar mare, mare nevoie de medici. Da, e o problemă pe care dumneavoastră ați semnalat-o de la nivelul la care ați fost și sunteți, acela din Consiliul Județean Hunedoara. Da, au fost... Dacă vreți să mai completați pe subiect, dacă... Da, au fost și niște greșeli strategice care s-au făcut. Mult timp personalul medical a fost prost plătit. Și nu numai personalul medical, putem vorbi și de profesori și așa mai departe. Și când există aceste sincope în cadrul unui proces, au început să plece medicii, care au plecat, îi mai întorci foarte greu sau deloc, și atunci de acolo au apărut carențele astea din sistemul sanitar. La fel și profesor, atât timp cât nu i-ai plătit 5 ani, o perioadă de timp nu i-ai plătit corespunzător, tinerii s-au îndreptat spre alte profesii și atunci ai ajuns ca profesor. Era o vreme, eu mi-amintesc, tinerii, doar cei care... dădeau rateu, așa, în alte domenii, exact. Mergeau spre zona asta. Și atunci de ai un segment, învățământ. Ai un segment de vârstă al profesorii, să mă iertați, dar chiar slab pregătiți. Uh-huh. Și asta este foarte greu acum să întorci lucrurile. Și mai este și un sistem prost, că asta nu înțeleg eu, măi, cu titularizarea asta. Se titularizează profesorii, da? Și ești titular toată viața. Nu mi se pare un lucru sănătos. Ar trebui niște testări periodice. Exact. Da? Nu titularizat pentru un an, poate puțin, da, pentru 5 ani. Da. Și atunci tu ai tot interesul să fii tot timpul să studiezi, să fii tot timpul la înălțime cu pregătirea, ca să poți să... Și la zi, cu modificările din sistemul educațional, cu metodele care se transformă. Ori chestia asta, titularizarea pentru toată viața, până la pensie, o chestie de plafonare. Da. Și se resimte. Nu avem foarte multe minute și mai am niște lucruri pe care vreau să le dezbatem, pentru că suntem amândoi din Orăștie și înregistrăm această emisiune într-un studio din Orăștie. Vreau să povestim puțin și ce ne doare pe noi. Tot datele recensământului, care încep să apară tot mai multe și tot mai evidente,
ne spune următorul lucru despre orașul nostru, faptul că suntem într-o scădere drastică în ce privește numărul populației. Și dacă e să mă iau eu așa, să mă duc la anul 2021, când aveam peste 22.000 de locuitori, nu, 2001, nu 2002, 2001, 22.000 de locuitori și ceva, iată, acest an 2021 ne aduce un număr de locuitori de 16.825 de locuitori, care spun eu că este destul de optimist în raport cu realitatea de fapt. Eu aș zice că dacă facem așa scurte calcule, în curând împlinim, anul viitor împlinim 800 de ani de existență. 1224, și iată, exact, comunitatea 2024, asta a reușit să străpată 800 de ani de existență. Dacă păstrăm proporțiile, orăștia dispare de pe hartă în câteva zeci de ani. Bine, sper să nu fie cazul și e o exemplificare în extremă, dar e o depopulare a orașului foarte masivă și foarte grăbită, parcă. 16.825 de locuitori, acum se pune problema, va cădea titlul de municipiu. Nu neapărat. Nu mai îndeplinim criteriile, nu mai îndeplinim condițiile. Dar nu cred că din punct de vedere a populației. De exemplu, Bradu este și o localitate care n-a avut niciodată mai mult de 15.000, cred că, de locuitori și e municipiu. Dar, mă rog, nu vă contrazic. Nu asta e mare problemă. Că suntem sau unii nu suntem municipiu. Unii chiar își doresc. Cei care plătesc taxe și impozite ar zice, măi, e bine. La da, pe de o parte. Pe de altă parte avem aici o judecătorie în momentul în care nu mai e municipiu, mergi pe la Deva sau prin alte părți, ceea ce e neplăcut pentru orice problemă. Eu, nu te judeci numai cu vecinul pentru tot felul de... Îți înscrii un ONG, o chestie în asta care se face acum aici. Nu, eu sper să se mai schimbe lucrurile, dar nu știu ce să zic. Lucrurile... Cum vi se pare dumneavoastră această cifră de 16.825 de locuitori? Păi dumneavoastră ați făcut o comparație cu 2001. Dacă mergem prin 90, cred că populația era vreo 23-24.000 de locuitori. Mm-hmm, da. Bun, acum mulți au plecat dincolo... Mulți sunt cetățeni ai altor state. Între cei 16.825 sunt mulți care figurează ca fiind aici, dar sunt plecați, de fapt, în realitate. Deci eu oricum mi-am dat seama din campaniile electorale și din anii trecuți, prin 2016, erau foarte, foarte multe apartamente libere, foarte, foarte multe case nelocuite. Era clar că cifrele care erau pe statistici, de fapt, în realitate realitatea e cu totul alta și oamenii sunt... Păi nu mai departe de acel registru al votanților, care câți, mai amintiți oare câți oameni dădea, câți votanți dădea în orăștie? Da, da, erau vreo 18.000. 18.000 de votanți, da. Adică persoane peste 18 ani. Exact. Doar. Da. Și cred că în raport cu acel registru al votanților și astăzi, că nu s-a actualizat, nu știu dacă s-a schimbat, și astăzi se organizează alegeri cam pe același... Da, și același număr de consilieri. Dacă nu se va schimba, pentru că aici vreau să aduc în discuție și ultimul subiect al emisiunii noastre, acela de ce privește Consiliul Local Orăștie și numărul consilierilor, dacă la nivel de municipiu sunt mai multe criterii, dacă cazi sau nu din nu, această... Nu, cred că numai numărul populației. Doar numărul populației? Da, 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 și sub 20.000 erau 17 consilieri, local, așa rețin da. Eu. Da. Asta vreau bun, să zic, asta e cel mai important lucru, cei plus minus 2 consilieri, da? Păi bine, anul viitor sunt alegeri locale. Câți vor fi, câți credeți că vor fi? 17 sau 19 consilieri? Eu zic că tot 19. Păi, da, respectând aceeași logică și din 2016, când și atunci am avut oficial 18.000, tot așa, sub 20.000 și tot 19 consilieri s-au ales. Dar cum stăm în situația asta sau cum se ajunge în situația asta în care legea spune ceva? Se fac tot felul de rogări, se iau statisticile și recensămintele mai vechi. Nu știu. Deci legea spune clar că în localitățile care au sub 20.000 de locuitori, numărul de consilieri locali aleși va fi de 17. Da, 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 de mult. Și 2016 și 2012, de fapt. La fel.
Că posibil. Ultimul recensământ a fost în 2011. Deci da, în 2012 da. Aveam aceeași situație. Și atunci, situație. În 2011 eram 19.000. Dar nu știu, eu fost acolo o chichiță și până la urmă numărul de consilier a rămas 19. Deci dumneavoastră sunteți optimiști și spuneți că rămânem și în statutul de municipiu? Nu, eu sunt pesimist și zic că rămân 19. De ce să fiu optimist? Da, nu știu. Nu știu. Acum, dacă este ne dacă aș fi, dacă aș fi optimist, ar trebui să respecte legea și să fim 17 da, dacă consilieri. Dacă ne uităm în interiorul partidelor politice, își doresc fiecare cât mai mulți reprezentanți acolo. Deci partidele sigur și-ar dori 19, partidele locale. Deci da, din, da, nu? Ar fi 2 consilieri în plus. Nu știu, da. De asta ziceam că sunteți optimist. Da. Oricum, am ajuns la finalul emisiunii noastre și a timpului alocat pentru emisiunea noastră, dar mie mi-a plăcut tare mult și sper să ne mai revedem. Cu mare să drag, mai cu mare să drag. Facem așa niște analize obiective. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu că m-ați invitat și cu mare drag oricând mă veți invita, voi fi prezent în emisiunea dumneavoastră. Da, vă dorim succes în ceea ce faceți acolo în Consiliul Județean Hunedoara și vorba aceea, să trageți foc la oala noastră, nu doar a dumneavoastră, a noastră, a orăștienilor și să susțineți cât mai multe proiecte benefice municipiului. Așa am făcut și așa voi face și de acum încolo. Dragi prieteni, vă reamintesc că a fost alături de noi în arenă Dorin Ioan Popa, consilier județean. Eu sunt Mihai Molocea și vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit pe pagina de Facebook Arena și pe Info HD. Rămâneți alături de noi!